cât și un Crăciun fericit vechilor ortodoxi care sărbătoresc astăzi. Ne bucurăm să fim aici, alături de noul jucător al echipei noastre, alături de antrenorul de joc, Frank Turner, care este un jucător foarte rapid, cu experiență în Europa și un jucător care creează foarte mult pentru echipă și acesta este primul motiv pentru care se află aici. Avem în cadrul echipei foarte mult potențial scorer și sigur că trebuie să existe jucători care să lucreze pentru ei, care să creeze pentru ei situații ușoare. El este acest gen de jucător și sper să ne aducă atât aceste puncte ușoare, cât și o apărare extrem de agresivă pe tot terenul, o apărare pe care, după cum ați putut vedea în ultimele meciuri, încercăm să o aplicăm cât mai des și deci ne trebuie jucători cu profil agresiv. Cât despre viitor, sigur că suntem încă în căutarea pivotului la fel mobil, dar în același timp destul de tânăr, pentru că încercăm să recreăm un nucleu de jucători care să fie posibil să rămână două, trei sezoane împreună, pentru că credem în continuitatea grupului și suntem, de aceea așteptăm să vedem care sunt cele mai bune opțiuni în acest moment. Un pivot român sau străin până la urmă? Ținând cont că aveți deja ceva jucători străini în loc. Sau ce îți dorești? Cel mai bun jucător care se va potrivi cu ceea ce credem noi că ne trebuie la ora asta. Ar fi ideal să fie român, numai că nu prea sunt foarte mulți. Mai sunt niște variante neașteptate pe care s-ar putea să mergem și pe ele, dar nu este nimic sigur în acest moment și când vom ști ceva, fiți sigur că vă vom anunța. Dar asta este ideea, deci căutăm încă un jucător în puzzle-ul ăsta, astfel încât să fim echilibrați, rapizi și să combinăm experiența unui jucător cu vigoarea, tinerețea și viteza altul. Până pe 16 ianuarie o să-l aduce, o să reușiți să-l aduceți? Încercăm. Dacă o să-l găsim, da, dacă nu, nu. Dar eu sper ca măcar până la sfârșitul campaniei de transferări, este o limită la februarie, măcar până atunci să-l găsim. Odată ce veți fi completat toate piesele în lipsă, să spunem, da, din acest angrenaj pe care nu ți-l dorești la echipă, v-ați gândit și pentru un obiectiv pentru sezonul regulat până la final? Trebuie să intrăm în primele patru. Asta este obiectivul nostru, a meu personal. Suntem conștienți de faptul că prima parte a sezonului n-a fost deloc strălucită și că avem nevoie de un alt fel de parcurs în această a doua parte a campionatului. Eu sper ca modul nostru de exprimare în teren să fie din ce în ce mai bun și în special cu aducerea celor doi jucători, unul deocamdată și încă unul în viitor, să avem constanța necesară care să ne dea victoriile, în special în deplasare de care vom avea atâta nevoie. Ne așteaptă un retur foarte greu, știm asta, însă în același timp cunoaștem ce așteaptă publicul clujan și în primul rând ce așteptăm noi de la noi. Suntem toți care suntem în jurul echipei, suntem foști campioni aici și nu ne dorim nimic mai puțin decât a câștiga acum campionat. La capitolul plecări,